Un nou incident cauzat de uzura conductelor de transport de țiței în zona Vierșani, Comuna Jupânești, identificat și verificat de comisarii Gărze de Mediu Gorj, a condus la constatarea unei poluri grave a solului. Operatorul care desfășoară activități de extracție a hidrocarburilor, responsabil de acest incident, a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 65.000 de lei și obligat să ia măsuri de ecologizare a terenului. Este vorba de o poluare accidentală generată de operatorul care desfășoară activitatea în domeniul extracției de hidrocarburi, mai exact o spargere de colector de transport țiței, care a produs o poluare a solului și implicit efectele generate de acest eveniment. Faptul că am fost informați pentru o anumită cantitate de poluan mult mai mică decât în realitate și o suprafață de teren afectată mult mai mică în, decât în realitate, lucru constatat ulterior, ne-a pus în situația sancționării operatorului economic, având în vedere informațiile false care au fost transmise și efectele produse ca urmare a acestei poluări a solului. Astfel, operatorul a fost sancționat cu amendă în valoare de 65.000 de lei și obligat la ecologizarea terenului, urmând ca ulterior să desfășurăm alte acțiuni de control pentru verificarea celor dispuse.